Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență din Mehedinți a organizat și desfășurat un exercițiu cu forțe și mijloace în teren cu tema intervenția în cazul producerii unor inundații sau viituri pe raza județului Mehedinți. Exercițiul a urmărit pregătirea personalului propriu cu accent pe exersarea deprinderilor în cazul misiunilor de salvare a persoanelor folosind tehnici de alpinism, dar și de căutare în mediul acvatic. Scopul fiind eficientizarea misiunilor de intervenție în cazul instituțiilor de urgență generate de inundații. Am desfășurat un exercițiu județean bazat pe 3 scenarii. În primul scenariu a fost vorba de intervenția scafandrilor pentru a căuta și salva o persoană dispărută în mediul acvatic. În cel doilea scenariu a fost vorba despre salvarea a două persoane cu ajutorul bărcii pneumatice. În cel treilea scenariu a fost vorba despre salvarea persoanelor rămase izolate cu ajutorul tirolianei. Pompierii, alături de celelalte structuri cu rol în gestionarea situațiilor generate de inundații, vor acționa pentru salvarea și evacuarea populației aflate în pericol sau în imposibilitatea de a se evacua, cu precădere bătrâni, copii, femei sau persoane cu dizabilități. Exercițiul s-a desfășurat în două etape. În prima etapă s-a verificat fluxul informațional decizional, desfășurându-se în comun cu 4 unități administrative teritoriale aflate în zone de risc a inundații. A fost pus în aplicare planul de înștiințare de la nivelul județului Mehedinți. A doua etapă a vizat intervenția forțelor ISU în teren. S-a urmărit exersarea deprinderilor de intervenție în caz de inundații, precum și îmbunătățirea procedurilor specifice acestui tip de risc. Totodată, misiunile vor urmări protejarea bunurilor materiale și animalelor, dar și restabilirea stării de normalitate, cum ar fi evacuarea apei din gospodăriile afectate.